pentru anticiparea discuției primarului numărul 181 din 15-7-2020 să participați la ședința ordinară a Consiliului Local. După cum ați luat la cunoștință din invitația transmisă, pe ordinea de zi au fost trecute 19 proiecte de hotărâre și un raport al doamnei Lungu Daniela. Toate proiectele îndeplinesc condițiile legale și, în urmare, supun aprobării proiectului ordinii de zi. La ședință lipsește domnul Butu, care am uitat să menționez, în rest, toată lumea prezentă. Cine este pentru ordinea de zi? Dacă sunt discuții la procesul verbal la ședința anterioară, cel din 18 iunie. Domnul Bureanu. Domnul Bureanu. Dar așa n-am menționat aici, la intervenția lui domnul Petrișor. Dar la ce anume? La intervenția lui domnul Petrișor, la redactare, s-a greșit. Când am înțeles că s-a luat la PMP. De ce nu se fac confuzie între partidul politic PMP și PMP? Să nu rămână așa în documentație. Dar la ce proiect? Deci, când a intervenit domnul Petrișor, se plânge că constructul este în pierdere cu jumătate de miliard. S-a redactat că am înțeles că s-a luat de la PMP, PMV. Care este un partid. Ultima, PMP. Da. Da. Să nu rămână așa. Ce spirit de observație a lor? Ține-mi pe PMP-ul ăla. Oricum, domnul Petrișor, ce v-ați făcut? E o societate care... Nu te-a să dați și pe PMP. Eu zic să dați bani înapoi. Hai, ce mai bună treabă? Să pun la tot. Acum procesul verbal al ședinței din 18 iunie. Ca la fiecare ședință vă atrag atenția să respectați prevederile articolului 228 din codul administrativ, care fac referire la conflictul de interese, iar dacă un consilier are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor de astăzi, vă rog să anunțați în vederea consumării procesul verbal. Dacă nu sunt, îl ridică domnul Sandu Sorin, desemnat președinte de ședință, spre a conducerea. Domnul președinte, vă rog, fiți accept, sunt proiecte, trei proiecte pe execuție bugetare. Nu prea avem ce discuta acolo. Da, da, am înțeles. Da. Haideți să trecem la proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării de riscul general și a indicatorilor tehnico-economici obiectivului de investiție, construire dispensar medical uman în localitatea Oituz, comuna Oituz, județul Bacău. Discuții pe acestea. Comisie. Avizul favorabil. Avizul favorabil, nu sunt discuții. Lucrările s-au început. S-au început. Doamne ajută! Lucrările se fac pe proiectul vechi sau s-au făcut un nou proiect pentru dispensar? E așa un proiect din... Adică nou, cu altfel. Proiectul, a fost proiect nou ăsta, că nu era ce casa aia a tineretului. Era destinat dispensar zilnic, dacă e așa. E un alt proiect. Era de PNDR. E pe PNDR. Numai că s-a schimbat, uite, acum și la Poiana Sărată trebuie făcută o nouă licitație. Pentru că s-au ridicat niște prețuri și, ca să fie legal, cine a câștigat, practic toți care au câștigat prima fază, pierd, că ei au cheltuit niște bani, dar așa e legal. Și atunci nu poate să zică nimeni... Trebuie să trecem să rezolvăm obstacolul. Este necesar acest dispensar motorul cum o arătăm. A început, acum chiar dacă am cheltuit mai mult, dar este... Ați văzut... Mioveniu, care este un oraș, au rămas fără medici. Da, păi noi dacă nu facem un dispensar ca lumea, cine vine? Păi ies la pensie. Doi doctori mai stă puțin și ies la pensie. Unul tânăr nu vine dacă nu are condiții. Domnul primar, și așa nu fac față. Păi nu fac față. Populația e mare. Da. Bun. Se pune la vot? Cine pentru? Toată lumea. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și a statutului de funcții de personal al serviciului apă canal comuna Oituz în subordonarea Consiliului Local județul Bacău. Aici, ținând loc, pot eu să vorbesc, ținând locul șefului de servici,
Știți prea bine că șef de serviciu nu avem, dar s-a găsit modalitatea ca primarul și primul și actualul și următorul să țină în continuare funcția de șef de servici. Fără plată, fără nimic, atunci putem să facem serviciul apă-canal funcțional, în sensul că erau cheltuielile salariale mult mai mari decât încasările. Pentru că asta este. Sper să-l facem funcțional. Momentan avem un singur muncitor pe teren și ăsta este bolnav. Are 2 luni. Dacă mai are 1 lună, îl pensionează sau vine la muncă. Dar perspectiva de a veni la muncă nu prea este. I-a tăiat din deget, i-a tăiat din... Da, i-a tăiat din talpă, el ține să se pensioneze. Și vrem să creăm încă un post de muncitor. Că nu avem momentan absolut pe nimeni. Mai facem noi de la primărie, dar nu avem un om specializat. Și mereu... Să avem în vedere că pe stare de alertă nu se pot face angajări, nu se poate. Păi știu că nu se fac, dar trebuie să facă de organigramă, că de-aia stau și cu bulto excavatorul, de-aia stau și cu tractorul, și la tractor am pus să fac un studiu de oportunitate, să luăm un tractor nou, cu vitanjă, și ăsta n-ar fi prea mare ăsta, dar cu tractorul ăsta vechi, ca să te duci tocmai la Poiana, că acolo sunt problemele multe, Poiana, Hârja, că nu, canalizarea acolo să fie cât mai târziu. Și au oamenii fose, se înfundă, nu mai merge să arunci pe aici, pe acolo. Mai face asta care face, dar are atâtea amenzi că dacă e să îi le ridici și casa lui. Că lui nu-i pasă, nu, cu ăsta. Problema și, e până acolo, că e foarte apă. Și distanța. Și dacă ai un tractor rău, faci 1 oră jumătate până acolo. Practic, lucrezi degeaba. Consumul e mai mare decât taxa. Și asta ar fi perspectiva să o aveți în vedere și pentru următorul mandat. Că de acum se apropie și ar trebui. Că domnul nostru și-a luat tractorul ăsta, dar așa și-a făcut. E, la aia a scos bani din 10 ori. De 10 ori. Și de aia nici nu l-a reparat ca să vedem ce hotărâm, știți? Că ar trebui luat o pompă de aici. A trebuit unul nou. Și nu mai vin. Dar nu vin oamenii. Mai mare, normal. Și puțin mai mare, o remorcă mai mică, mai joasă, că nu te cunoaie, că asta... Reparatul nici nu durează mult, o stric electric, cât așa, un nou. Și de aia am zis asta. Asta e gândirea mea. Acum depinde gândirea mea, dumneavoastră o materializați. Nu e. Da. Cam asta e. Ideea. La vot, dacă nu aveți... Nu, cine este pentru? Da. Toată lumea? Toată lumea. Ducem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pentru trimestrul 2 al anului 2020 al UAT Cultus, județul Bacău. Președinte. Aveți favorabil. Aici nu s-a schimbat nimic, dar practic ce s-a votat nu s-a luat dintr-o parte, nu, dar mergem pe aceeași. Nu s-a reclamat nimic. Nici, n-am luat nici într-o parte să punem în altă parte. Mergem pe aceeași. Cine este pentru? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondului de execuție bugetară a școlii gimnaziale Oitus pentru trimestrul 2 din 2020. Favorabil, aveți tu? Discuții? Nu. Deci, la vot, cine este pentru? Foarte bine. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondului de execuție bugetară a școlii gimnaziale numărul 1 pe trimestrul 2 din 2020. Cine este pentru? Toată lumea. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei statutului de funcții și personal al aparatului de specialitate al primarului Comunei Oitus, județul Bacău. Favorabil. Cine este pentru? Toată lumea.
Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și servitude asupra unui teren aparținând domeniului public al Comunei Plus în favoarea Delgaz S.A. Beneficiat cui varia? Locația? Acasă la dumneavoastră. Asta e totdeauna. Asta trebuie, că vrea omul să-și bage gaz, trebuie să aprobăm. Se pune la vot? Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării categoriei de folosință a imobilului identificat cu numărul cadastral 64004, înscris în cartea funciară numărul 64004 al localității Uitus. Vot favorabil. Din proiectul de care am văzut. Din drumul ăla. Da, da, da. Din piață. Da, da, da. Pune la vot. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului statal al Comunei Plus, județul Bacău. Favorabil. Da, e bun. Aici amendament. Aici avem amendamentul ca să începem să-l implementăm în ianuarie, pentru că ne încurcă la alegeri. Și la alegeri locale și la alegerile parlamentare. Ar fi oamenii, în loc să se ducă la numărul 1, se duc la 2 sau știu eu, da, la altă secție. Nu e numărul străzi, de aveți să și de aia e mult mai greu să modificăm. Trebuie un an de zile până să învață. Și listele de alegători sunt mai greu. Cu amendament, nu? Și listele. De intrarea în vigoare după 1 ianuarie. După 1 ianuarie. Da, cine este la urmă? Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicilor de investiție, extindere, conductă, gaze naturale, presiune redusă, localitatea Ferăstrău, Uitus, Comuna Uitus, județul Bacău. Haideți-vă să nu zăi de mâncare. Este prin spate pe la asta să ajungă lângă Petrică și ajunge la domnul ăsta, care a fost primar, la domnul Martin. A venit la mine, zice, domnule, eu am băgat gazul în comună și la mine nu vine. Dar nu asta a fost argumentul. Argumentul a fost, turnăm asfalt și iar spargem asfaltul. Și atunci am zis, am băgat conducta și practic am pus căruța înaintea boilor. Acum am... La primarie am fost acolo chiar creștere și cea mai frumoasă, cea mai bună lucrare. Și acum dumneavoastră să nu băgăm conducta degeaba, știți că am zis că până la urmă suport eu conducta, dar... Este pentru... Așa trebuie făcut și în sancționare. Sancțiile ne-a fost încă de abții? Toată lumea. Nu, eu. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Uitus, județul Bacău, a constructurilor aferente în baze sportive. Comisia de Agricultură la aviz favorabil. Discuții? Nu. Sprijin în raport. Deoarece terenul pe care este situat la bază sportivă aparține domeniului public al Comunei. Trecerea clădirilor de stiaci cu bunul domeniului public al Comunei are asigura o mai bună gestionare a acelui mod. Nu ai explicat. Pe care este ea. Da. Trebuie ăla. Cine este pentru? La formă invita societatea asistenților pe SMAR. Desfășurată se denesc unul din 2020. Ce e la mandat. Numărul 12. Discuții la acest proiect? Pe raport. Raport, da? Deci, doamna la mea. L-am citit. Ați citit, că ați văzut. Cu asta la diverse, cine vrea să mi-a dat ceva. A făcut hârtii peste hârtii, au venit de-abia acum să ridice capacele de luni. Cu ăsta ar trebui să mă duc la Iași să prelungim termenul de execuție, că puteam să vedem mai de casă pentru ăsta, dacă
îl dădeam noi în judecată, câștiga el că a fost perioada cu COVID. Vrând nevrând, a trebuit să prelungim. I-am făcut scris, a venit acum să ridice afacerea. La nivelul... Da, asta și el a zis că de-abia luna viitoare, că acum are toată trusa pe undeva, de la Sascut o mută undeva spre podul Turcului. Și după ce termin acolo, vine să toarne asfalt. Oricum ne-a garantat, că termina anul ăsta. Și după aceea că zice că își delegă puterea ca să ne dea judecată, că nu-i mulțumit cu premiul. Da? Aia e altă treabă. Trebuie să termine. Dacă ne-a participat la legislație, a văzut premiului. Știu, așa le-a spus. A zis că cei la uitut lui nu-i acoperă că el trebuie să aducă bani de acasă. Dar atunci zicea, participa cu preț mic. Oricum am mai făcut niște... Am mai făcut niște lucrări suplimentare. Am mai băgat cu 300.000, unde trebuia să facem șanțuri carosabile și niște podețe. Dar sper să vină să termine. Trebuia termina la 1 iulie. Domnul primar, înainte de asfaltare trebuie să vină să refacă structura. Acum știe. Aia i-am spus. Și ieri am pus tractorul. E a doua oară că am pus tractorul și am dus tot balastrul la deal pe strada lui Ciorcă. Aici, în țară, s-a muiat, nu putem intra cu mașina. Mai avem 20 de metri de șanț ca să preia toată apa ce a făcut Marius șanțurile carosabile. A ajuns până pe uliță îngustă. Pe ulița aia nu se poate intra nici cu utilaje mari, nici cu bascula. Ca să ieși o grămadă de pământ lângă un gard. Omul mereu vine să-mi spună, da? Dacă intri cu mașina, să fuge. Că e moale pământul acum. Acum să întărește, terminăm șanțul respectiv. Să duci toată apa să scurge și Marius a zis că cum a stat ploile, acum s-a întărit și betonul, începe să facă drumul și asfaltarea una-două face. A zis că vrea să termine asfaltarea. Că asfaltarea e cea mai ușor. E important să facă drumul. Și structura. Și șanțurile. Și atunci să mai treia și apa, după aceea să vedem cu banii cum stăm, să facem și podul care era făcută din țel, ca să continuăm amenajarea șanțului până la Saramură, să luăm toată apa de acolo, ca să nu mai vină pe la Ciorbă. Și o să facem și șanțul ăsta, care l-am făcut cu utilajele noastre, aici, pe unde e îngust, chiar unde e pe bani. Îl amintit el. Toată lumea zice, de ce nu am făcut pe acolo, pe la Surdu, prin grădină. Dar acolo, la Surdu, în grădină, deja a devenit înalt, mai cum se întâmplă. Totul vine pe ulița aia. Și o să luăm apa și nu o să mai vină pe drum. Apa de la Surdu vine de pe Hăzman, să știți. Acolo pe Hăzman, i-am prevăzut... La Hăzman am mai făcut noi sus, am mai pus o țeavă, a fost puțină gălăgie, am băgat apa jos. Am pus o țeavă și se duce apa la voi, până ori. Făcuse domnul Sandu, a venit domnule, că m-a reclamat că e prin pământul nostru, dar înainte acolo a fost un șanț. Și a zis, până la urmă, domnul Sandu a zis, faceți un șanț mic pe lângă hap și nu mai ne-a dat voie. Am pus seama, nu o să mai vină apa, multă apă jos. Și restul o orientăm în partea aia, spre Saramură. Să faci pe aici platorul nostru cu călbui, o țeamă formulată, spre apa până la apă de gențenată. S-a discutat treaba asta, dar știți cât de greu ne-a trebuit 3 ani de zile ca să aprobările, pentru că nu se găsesc ingineri hidrotehnici. Și acum, ca să luăm aprobarea la apă, că s-a explicat aprobarea la apă, canal, nu găsim om să pună pe apa pe techiul ăsta. Unde trece conducta? Că cere acum, conducta trece cu culori. Pe unde trece? Peste râu? Pe unde trece? Am făcut 3 hârtii ca să mai prelungească la apa Bacău. Ca să nu ne amendeze. Și acum de-abia acum am găsit pe fostul proiectant și a zis, da, domne, știm, faceți desenul și eu vin pun parafa de... la care trebuie să-i plătim, ca să fim autorizați. Și ce pot să vă spun, am avut o discuție cu
tornatorul, cu... s-a găsit soluția pentru dezmembrare, pentru că trebuia să plătească autorizația de dezmembrare 380.000 de lei. Cine plătește 380.000 de lei ca să ne vândă, tot în interesul nostru, să ne vândă de 10.000 de euro un teren? Și atunci am vorbit cu unul de la Sfântul Gheorghe care le-a făcut lor cadastrarea și o împarte în patru bucăți și atunci nu mai depășește suma și îi costă pe tornator 15.000 de lei dezmembrare. După ce avem dezmembrarea, noi putem să facem evaluarea. Fără o evaluare nu putem cumpăra. Că, zice, dar donația s-a finalizat a terenului de la Crivoiești. Da, suntem proprietari. Da. Suntem proprietari și ce am discutat cu ei? Pe ei i-ar interesa mai mult să cumpere Narșița și mă gândesc... Îi ținit picior. Da. Are Narșița unde s-a împădurit. Unde nu mai e pășurit. Acolo poate fi folosit ușor de, din primul. Da. Și părerea mea, mai bine să menținem ce am primit noi de la tornator, de la Negru Ponte, că e pe marginea asta, poți să amenajezi locuri de picnic. Domnul nu poate să ne spună dacă e un avantaj sau nu. Dar sigur că e un avantaj, cum să nu. Și să mai bine să ținem acolo și să vindem ca să putem să modernizăm apa, să avem bani. Că facem o hotărâre, practic nimeni nu mai poate să spună că vinde, că noi am primit un teren care este evaluat la 3 euro metru pătrat aici. Acolo este evaluat la 1 euro, maxim 2 euro. Că ei au făcut un studiu cu un evaluator și cam așa a ieșit, că evaluatorul nu ăsta e. Ca să știe dacă rentează, nu rentează. Dar evaluarea corectă se face de abia când se face dezmembrare. Și sperăm, într-o lună, o lună jumate, să devenim, să începem actele de cumpărare. Trebuie să trebuie să domnule, 13 ani de când e finalizarea. Domnule, acum nu mai e discuție. Acum este ajuns la dezmembrare, să lucrează. Deci, vreau să vă spun că și atunci, după ce facem asta, putem discuta și de stația de clorinare, și de stația de filtrare, numai că vă atenționez. Și cu un bazin. Aici ce pot să vă atenționez, ca să știți, poate mulți o să fiți consilieri în continuare, atunci trebuie umblat și la valoarea apei. Pentru că acolo o să trebuiască să fie un motor electric care în continuu trebuie să meargă, ăla consumă. Pentru că apa ne avea presiune, că nu e diferența de nivel, trebuie să, aproape două atmosfere ca să treacă prin filtrele de nisip sau de cărbune, depinde care e soluția. Și asta consumând, îți dai seama, trebuie să umblăm și la valoare. Trebuie umblat puțin și la valoarea apei. Poate nu e neplăcut când se umblă la prețul, e neplăcut, dar oricum, noi avem apa cea mai ieftină. Și cam asta e. Domnul, aseară m-a sunat domnul Curdan Cornel, la margine cu Curdan Părințeanu, a spălat la transformator drumul, nu mai merge cu turiste, nu mai pot trece. Unde? La el? La transformator, la PAN, da, la transformator. Păi eu am început la Eu am ajuns... Da, eu am mai... Vicele a mai făcut un referat pentru niște piatră. Că piatra asta rotundă fuge, o ia apa, asta pătrată, să mai... Dar nu vreți să mă duc să te ridicați și nu vă lasă poate. Și, da, dacă vreți să vă spun... Da. Am făcut referatul și pentru un grader, are Marius, a luat un grader care se curbează și la mijloc, unde se poate încadra pe oriunde și un cilindru compactor. Și vrem să trecem cu graderul pe toate drumurile, să-l facem bombat. Nu sunt numai trei. Să facem bomba ca apa să nu mai meargă pe mijloc. Și bomba. Și cilindru să vină după el. Că dacă nu-l batem puțin, nimeni nu iese pentru o piatră, pentru să o spală. Așa? Cilindru cu vibrare, dacă dă de două ori vibrare, clapă piatra, intră în pământ și ăsta.
Și cum termină motorul, cum motorul la utilajul ăla, cum începe amenajarea la toate străzile. Pentru că și eu am fost pe ele, mai ales strada aia cu murci la Radu, unde e crâșma aia, eu, după mine, aș face un efort și aș asfalta-o. Că nu-i mult, cu patru mașini de ăsta. Peste la podul lui Sarga până sus. Aha, da. Că aia toată apa vine acolo. Dacă ai asfalta-o, nu s-ar mai strica. Așa e, dar și eu Nicolă Emilia, nu mă acolo, toate pietre peste vale, unde se râd în Pricolă, ne-a fost, că a fost. Știu că poate este, să știu. Știu. Că am o țeavă aici care ne-a fost. Când n-a dat curatul, îl deranjează. Pe de-aia vrem să facem bombat, să mergem, să stăm lângă el și să facem bombat. Că dacă lași numai mecanicul, el trece cu lama odată pe mijloc și gata. Dar trebuie să treacă de două ori și cu ea bombată, că cu ea înclinată, să ia după margină, să facă bomba. Și atunci nu mai merge apa pe mijloc. Pe mijloc. Da, și nu se mai strică așa. O să facem cu pescăvarea acolo. Deci sunt aprobate totul, dar numai. Da, v-aș ruga și la fereastră aici, că... Peste tot apă. E tot o apă, e plungul ăla. Da, da. E tot o... nu se mai poate nici orice. Știu. Din balastă, din asta, nu contează. Ia. Nu, am făcut aprobarea, cum vine, cum aducem. Eu acum lucrez la piață. Deci, de ieri și azi, pentru că nu se poate la șanțul ăla, car piață la piață, să fac drumul, că dacă începe piața, nu mai poate să circule oamenii acolo și mai ascult la piață unde zgău. Deci azi, acolo se lucrează. Ieri am mai plombat drumul care se duce pe la fostul cer. L-am plombat. Dar, na, cum vine oamenii, ca și de da, cum spune. Da, cum vine. Domnul primar, la bună la data, va fi nevoie de vreo 4 grinzi. Să avem în vedere să dăm comandă să... Aia nu luăm nicio problemă. Tăiem un arin și... Că și acolo, și acolo trebuie să facem drumul, tăiem toți copacii aia la Hârja, unde am făcut podul, că s-a colmat tot acolo. Da, da. Și acolo o să fac tractor, ori eu mă sui eu pe tractor și o să lucrez eu pe ăsta nou, până două zile noi muri. Cam asta sunt... Acum, după ploile astea, ce putem face? Ploua cu zici și mult, asta e. După ce se termină cu starea de alertă, se poate angaja muncitorul. Cum s-a terminat starea de alertă? Oamenii au dosarele puse, au totul. Numai că s-a anulat ăsta. Sunt dosarele și urmează... Ăsta sunt... De ce prin numai starea de alertă? Eu zic că după 20 august o să dispară starea de alertă. Nu te aud eu, nu te aud nici nu faci. La atâția persoane. Dacă o ține mai mult, s-ar putea atunci să avem alegeri în primăvară. Deci vă spun eu. La anul și la anul. Se poate angaja cu durată determinată și după aia să ai un concurs când... Nu, dar nu poți, n-ai. Concursul după. Nu e necălat, aici este... E mult mai complicat la primărie decât la, nu e ca la particular sau la asta. Domnul primar, nu ți-a întâmplat. Pe primul plan e sănătatea oamenilor. Asta e. Mai aveți în vedere drumul de la Monument? Că trebuia săptămâna asta să ne dați grede? Te duci la domnul Brâscă și referatul la el pentru închirierea buldozerului. Probabil ori n-a găsit buldozerul, nu știu. Dar domnul Dicei mi-a zis că a găsit pe 20 luni, adică... Referatul este la el. Eu dacă am dat referatul mai departe, acum să ne fie, dar nu poți să urmărești fiecare referat, pentru că... Eu l-am dat mai departe. Eu spun ce l-am dat, l-am aprobat, deci urmează că începe posit, începe ăsta și... Păi acum am zis că a venit ploie, că nu știu ce înțelegem, da? Da, deci... De sâmbătă în zonă... Deci trebuie văzut dacă a semnat contractul. Eu la mine n-a venit semnarea contractului, dar probabil trebuie să fac licitația, pentru că așa trebuie să facă.
Dacă se face drumul ăla, se poate ajunge și la sambul monumental. Păi el o să urci pe acolo, o să facă tot, toată marginea și cu aceea o să treacă pe... Dacă se vedere și din ăla. După aceea trece și din acolo. Dar ar trebui să mergem cineva prin zonă și... Păi de-aia m-am dat să ne spuneți când. Data și ziua când, eu vorbesc cu oamenii, că acolo de trebuie și 10 oameni. Nu, dar să fie oamenii, că eu am vorbit, dacă cumva ia de la Marius, am vorbit cu Cozanu, dacă îl pune pe Cozanu. Nu îl pune pe Cozanu. Nu îl pune pe Cozanu. Domnul Ibar, dar acum la 2 ani s-a făcut o mare foarte bună zonă aia acolo. Cine a fost? Cozanu a fost. Cozanu a fost, eu a fost. Da, dar acum la transferă. Dar trebuie să mergi cu el. A stat 4 zile de mai cu cea mai bună lucrare din timp. Dacă nu mergi cu el, nu faci. Și tot așa, tot deseriază. Și el tot pentru ei n-a trebuit. Dacă l-am dat pe Cozanu, ar fi cel mai bun, că el este neseriaș. Cum aș și zona, acum coboară până la Drăghici, pe Netușul, cu apelul. Eu am făcut, am aprobat toate declaratele respective, sunt alocați banii, deci depinde de Bâscă, eu, dacă a reușit să facă... Eu mi-am dat domnul Bâscă. Și să-ți dea și apoi, dacă... Domnul, înțeles, să te urmează apoi. E luna victoare, cu vinica? E luna victoare. Am dat prima coate, jumătate, o acum. Mulțumim! Atent.